Sâmbătă 13 mai 2023, mă aflu în Chitila, la sediul clubului Columbofil, afiliat la FNCPR Columba. Acum am plăcerea deosebită să stau de vorbă cu un veteran columbofil de aici din București. Este vorba despre... din comuna Dragomireș Valea. Din Dragomireș Valea Ilfov, da? Domnul Tudor Vasile, da? Da. Vă salut, domnul Vasile. Ce faceți? Am înțeles că creșteți porumbei de vreo câți ani? De 70? M-am născut cu ei. V-ați născut cu ei, nu? M-am născut cu ei. Au avut și părinții, tatăl, ceva? Da, păi tata a fost, mi-a insuflat pasiunea asta de copil. Și încet, încet ați început să... Păi în 69 am fost membru columbofil la Asociația Columbofilă Petroianu, în, la Apusul, la Vodarva 3, unde zboram cu domn colonel... Chiar este și... Oh, i-a prins, nu? La Neacșu... Oameni grei, nu? Să știți că oameni grei și oameni de calitate. De calitate, da. De calitate. Acum lumea e mai zmecheroasă. Așa nu, e. Nu, așa e. Atunci exista un respect față de vârstă. Și pe Dinicu l-a prins, nu? Păi... nu? La Dinicu... Neasică, Mioiloiu, cine mai erau acolo. Mergeam acolo de făceam corecțiile, că atunci era, da. Era cu punct de la Buzău. Și, cu poartă la Buzău, cu nu? Cu poartă la Buzău și de acolo se lua corecțiile. Acum e cu punct. Noi fiind mai în partea stângă, avem muntele pe față. Da. Și ei vin tot pe întorsura Buzăului Porumbei. Da. Și suntem foarte dezavantaja cu corecția, dar asta e. Cum e? Cum va? Că am înțeles cu o relație bună cu Cătălin? Păi... V-a repus pe picioare, să zic de așa, copil. Nu? De copil. Îl știți de picior, nu? De, păi de copil, da. Nu? Păi da. Și ne-am întâlnit pe aici și ziceai, vino nea Vasile, dar eu mai făcusem a treia operație la picior și m-am simțit puțin mai... Am înțeles că aveți probleme cu... Am proteze pe ambele picioare. Da. Și vă mai ajută cine? Soția, nu? Soție. Aveți o doamnă care vă iubește mult, să știți. Nu, că i-am zis, vrei să mă vezi mort? Lasă-mă... Lasă-mă să crezi porumbei, nu? Lasă-mă. Și v-ați reapucat de ei sau nu v-ați lăsat niciodată de porumbei? Nu am lăsat niciodată. Niciodată, nu? Niciodată. Chiar dacă ați putut să zburați sau nu? Nu, i-am ținut din plăcere, că erau porumbei care au fost zburați. Și pe Polo, că înainte să zbura Polonia, noi am zburat ultima fază și în Ceoslovacia, la Brno. Da. Și... Zburați peste munte. Da. Da, așa. Gruparea asta, ASC, Rândunica și Chitila, a zburat 5 ani pe munte până... Am pățit o catastrofă unde s-a pierdut, le-a dat drumul de la nu Cluj, mai sus, Tarna Mare. De la Tarna Mare și în zona Clujului a prins o ploaie și a dărâmat și s-au pierdut 80%. Și de atunci ați hotărât să nu mai zburați, nu? Nu, a zburat. A zburat în continuare? A zburat, păi m-a lăsat, păi acum, păi... Când, acum 9 ani în urmă, cât 2023, 2011, m-am lăsat de porumbei, că nu mai puteam să, să-i prind. Unde ați mai zburat? La Rândunica, am înțeles, nu? La, ultima la Rândunica, cu, cu Luciu Iordache, cu... Da, exact, la Luciu, da. Da, cu... Oameni de generația dumneavoastră. Să știți, e mai mare ca mine, Luci, dar arată mult mai bine. Să ține bine, nu? Să ține bine. Astăzi ce ați adus aici? Câți porumbi ați adus? Azi angajăm 50. Mascul, femele? Zburați văduvie natural? Nu. V-am zis că eu sunt în urmă cu, cu ele. Ce am văzut la tineretul de azi, iau pe compartimente, viteză, demifond, maraton. Deci se înțeleg că natural, nu? La natural îi zbura, da? Anul ăsta îi zbor la natural, dar nu știu... Că dacă nu-mi dădea un alt prieten ceasul, nu puteam să mă... Da. Să...
E bine că vă vedem aici printre porumbei, printre oameni. Nu știu, pentru vă țin în viață. Este? Îi spuneam și soției. Măi, simt așa o ușurare sufletească. Când mergeți la îmbarcare, când așteptați porumbei? La îmbarcare, m-am întâlnit cu lume care nu ne-am văzut de 10 ani și pe care nici nu-i mai cunoșteam. Copiii ăștia s-au maturizat și așa e. Ei mă cunoșteau pe mine, dar... Așa e. Așa, mă bucur că am stat de vorbă. Vreau să vă văd pe aici cât mai mult timp, cât mai mulți ani. Cu cine avem onoare? Alexandru mă numesc. Alexandru? Da, o să vedeți. O să vedeți acolo pe sticlă, da? La televizor, domnul Vasile. Noi, eu vă mulțumesc. Baftă multe în continuare, vă doresc. Da, și eu aș vrea să mă țin mai mult, dar nu știu. O să vă țină, o să vedeți, o să vă țină. Dacă Dumnezeu mă ajută, facem tot. Baftă multă vă doresc la etapa de mâine și în continuare. Mulțumim. Toate cele bune. Sănătate. Cu respect.